Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt domnul Alexei Paniș, magistrat în cadrul judecătoriei Chișinău, sectorul Râșcani, și doamna Cristina Cibotaru, avocată, pur și simplu avocată, nu-i avocata domnului Paniș. Bună seara și vă mulțumesc tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, mulțumesc de invitație! Bună seara, mulțumesc de invitație! Zile trecute auzisem o întrebare de la un copil de 6 ani, care sună cam în felul următor. Care e diferența dintre asteroid, meteorit și comet? Eu n-am știut ce să răspund, dar mi-am dat seama că dacă aș aborda anumite astfel de subiecte la emisiuni, acestea ar fi ceva mai originale, dar pentru că suntem nevoiți să mergem pe cele banale, însă expuse de către domeniile voastre un pic pe de-a dreptul, propun să începem cu dumneavoastră, domnule Paniș. Deși sunteți așa destul de tinerel, chiar dacă sunteți magistrat, știm că v-ați încercat norocul pentru un post la Consiliul Superior al Magistraturii. Noi avem o comisie de evaluare, pre-vetting se numește ea, și ați fost audiat pe data de 12 ianuarie, deci în calitate de candidat. Azi noi suntem în data de 30 ianuarie. Ne spuneți și nouă care e rezultatul, ați trecut, sunteți membru, urmează, ce se aude? Deci, într-adevăr, am fost audiat pe data de 12 ianuarie. Apropo, am fost ultimul audiat dintre candidații din rândurile judecătorilor. La moment nu este soluția, dar în mod normal nici nu ar trebui să apară de grabă, pentru că ceilalți candidați care au fost anterior audiați au așteptat aproximativ 2 luni de zile hotărârile. Și încă probabil 6 sau 7 persoane care au fost vedeate înaintea mea nu cunosc rezultatul. Și o să fie straniu dacă o să apară rezultatul meu într-o săptămână sau două până la rezultatul celorlalți colegi. Adică, într-un fel, cronologic nu este corect asta, dacă nu ar fi alte explicații. Speranțele dumneavoastră spun că sau e la jumătate, la jumătate. Ați trecut sau nu ați trecut? Nu pot să mă expun la capitolul dat, pentru că este imprevizibil tot ceea ce e legat de justiție și reforma justiției în Republica Moldova. Dar ați putea, de exemplu, să aplaudați pe parcursul întregii emisiuni, reforma justiției, comisia asta pre-vetting, tot ce se face în domeniul justiției, pentru că, haideți să spunem un pic altfel, vă mai lingușiți și astfel, dacă emisiunea e bună, poate treceți concursul ăsta. Am avut parcursul activității în momente în care am putut să mă lingușesc, să bat din palme, dar nu este corect asta. Cred că avem reguli care sunt scrise, pe care trebuie să le urmăm. O să așteptăm, cred că nu durează mult timp până o să fie rezultatul la pre-vetting, după asta o să putem mai mult să discutăm. Deși în târg, prin unele culoare, se discutau de către reprezentanții unor, hai să spunem, ONG-uri apropiate de pre-vetting, se spunea cu exactitate când o să fie audierile, când o să aibă loc ultima audiere. Și apropo, se vehicula data de 25 ianuarie ca fiind data la care o să fie soluționate toate hotărârile. Abia aștept să văd hotărârile Comisiei de Pre-vetting, să văd dacă coincide cu data respectivă sau nu. În timpul audierilor dumneavoastră ați venit într-un pulover sau hanorac, da? Pe care scria CSM expirat, deci Consiliul Superior al Magistraturii expirat. Ce ați vrut să spuneți cu mesajul ăsta de pe honoracul dumneavoastră? Nu mai exact, scria CSM expirat egal cu CSM capturat. Ah, pardon, așa, da. Asta este un manifest. Eu nu am rețele sociale în care pot să-mi exprim poziția vis-a-vis de unele subiecte, dar faptul că Consiliul Superior al Magistraturii are mandatul expirat este un fapt unanim cunoscut. Ultima adunare la care au fost desemnați membrii Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc în anul 2017, în 2017 octombrie, dacă nu greșesc, au fost desemnați membrii Consiliului Superior al Magistraturii pe un termen de 4 ani, termen prevăzut de Constituția Republicii Moldova. Astăzi noi suntem în anul 2023 și continuăm cu aceeași componență a Consiliului Superior al Magistraturii. Capturat, facem referire la, avem o hotărâre, o declarație adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în care a spus că justiția a fost capturată. Tot ceea ce ține de justiție, numiri în funcție, promovări, sancționări, ține de competența Consiliului Superior al Magistraturii. Este imposibil să faci trimitere sau să invoci existența unei justiții capturate fără ca acest consiliu, fără ca implicarea Consiliului Superior al Magistraturii sau fără obiecții la Consiliul Superior al Magistraturii. Nu am făcut decât să fac trimitere la hotărârea privind statul capturat.
Conform Constituției, acest CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, este organul superior al judecătorilor. Organ de autoadministrare, așa. Acțiunea dumneavoastră astfel este îndreptată împotriva legii supreme prin ceea ce ați făcut în timpul audierilor cu acest honorac? Acțiunea mea cu siguranță nu e îndreptată împotriva legii supreme. Mai mult că atât, e vine probabil să explice anumite prevederi din legea supremă. Mandatul de 4 ani, mandat constituțional, nu poate să depășească 4 ani. Constituția a prevăzut termen de 4 ani. Nu prevede posibilitatea extinderii după sau menținerii unite. Nu există posibilitatea. Nu există asemenea mai mult decât atât. Comisia de la, îmi cer scuze pentru întrebare. Comisia de la Veneția a fost rugată cu ocazia unor proiecte de legi care fac parte din așa zisă reforma justiției, a fost rugată să interpreteze dacă e posibil în lege să includă faptul că dacă expiră mandatul unui membru CSM și un alt membru încă nu-i numit, înseamnă oare asta, îi pot ei să includă în lege faptul că el se consideră că se prelungește interimatul. Eu sunt convins că ei încercau să întrebe pentru a avea cumva un argument pentru CSP-ul expirat, care le este însă în mod inexplicabil foarte drag actualului executiv, actualei guvernări. Chiar dacă se spunea că justiția era capturată în perioada lui Plahotniuc și era respectiv controlat prin CSM, componența asta CSM se pare că este foarte bun acum, nu numai ca să-și duc mandat până la capăt, dar și-a dus mandat până la capăt și au mai trecut încă 2 ani și tot e bun în continuare. Sunt membri la care le-a expirat mandatul deja destul de mult timp. Și în momentul în care ei au pus întrebarea asta, Comisia de la Veneția a răspuns, nu poate să fie considerat că nu poate fi acceptat un interimat, cu excepția unor perioade extrem de scurte, și decât să căutați, spuneți în lege prevederi care echivalează cu a contrazice Constituția, care nu prevede posibilitatea extinderii mandatului. Ar fi mai bine să căutați mecanisme prin care să vă asigurați că faceți concursul mai din timp, ca înainte ca să expire mandatul, să știți că există candidații pregătiți pentru ca să preia mandatul ulterior. Adică nu că este vorba că noi interpretăm. Comisia de la Veneția le-a spus că nu poate să fie extins mandatul. Comisia de la Veneția nu e lege pentru noi. Ce nu e Comisia de la Veneția? Ea e lege când ne convine și ea nu e lege când nu ne convine. Din cât eu îmi amintesc, toate părerile Comisiei de la Veneția din timpul tuturor guvernărilor, atunci când nu convenea guvernării, ei își aminteau că are doar caracter de recomandare și nu este obligatorie. Fiind în opoziție, se făcea foarte mare caz că nu se urmează avizele Comisiei de la Veneția. Și practica continuă. De fapt, e foarte stabilă abordarea politică. Politicul schimb, abordările rămân la fel. La noi, de fapt, actuala guvernare are o altă abordare față de Comisiei de la Veneția. De regulă spune așa, mizând că nimeni nu o să citească hotărârile, avizele Comisiei de la Veneția, îi spun că Comisia de la Veneția susține aceste lucruri, doar sunt niște remarci minore pe care noi o să le înlăturăm. Deci se încearcă manipularea părerilor Comisiei de la Veneția, fiind prezentate din start ca susținând tot ceea ce s-a pregătit, chiar dacă există avize extrem de critice pe marginea la mai multe proiecte de legi care au fost făcute cu ocazia și cu ocazia prevetingului și cu evaluarea procurorului general și cu ulterioarele reforme care se preconizează în domeniul justiției, că asta care vă spuneam, în legătură cu CSM-ul. Sunt multe și destul de critice. Clar că ei nu spun categoric nu aruncați la gunoi. Normal că ei explică cum pot fi îmbunătățite lucrurile. Dar eu de departe nu am observat ei de fiecare dată să pună deci să înlăture în totalitate îngrijorările Comisiei de la Veneția. Asta e dar un Moldova, fapt de ce nu se... Pur și simplu puțin ce ne le citesc. Profesioniștii citesc, dar nu ei sunt cei care formează opinia publică. Este vorba și politicianul vine, vorbește și el spune că Comisia de la Veneția e super încântată, mai sunt niște chestii minori, noi mulțumim Comisiei de la Veneția, noi să le... Deci e o altă formă de manipulare. Cum vreau să conformeze anterior, spuneau că are caracter de recomandare, așa și acum, într-un fel, deseori se manipulează cu cât de grave sunt observațiile Comisiei de la Veneția. Pur și simplu nu le observă pe astea care sunt categorice, vorbesc despre altceva. Dar cine? Da, vă rog. Mai mult că atât, e foarte ușor să vedem o dublă standarde. Este foarte simplu, pentru că chiar și Curtea Constituțională a recunoscut că mandatul este expirat a Consiliului Superior al Magistraturii și a apreciat expres că acest Consiliu nu are mandat de a soluționa chestiuni ce țin de cariera judecătorilor.
La carieră noi înțelegem numirea în funcție, promovarea în funcție administrativă, sancționare, eliberare din funcție. Dar în același timp, acest Consiliu, care este condus din președinte interimar, cu mandatul expirat, are reprezentant în Consiliul Superior al Procurorilor. Respectiv, președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, cu mandat expirat, participă la ședințele Consiliului Superior al Procurorilor cu drept de vot și soluționează chestiuni care vizează cariera procurorilor. Deci el nu are dreptul de vot acum în partea și țin de cariera magistraților în CSM, dar nu are probleme să voteze în CSP. E adevărat, și a fost ultima vreme, au fost foarte multe numiri în funcții administrative ale procurorilor, după ce s-a expus Curtea Constituțională că în privința judecătorilor nu poate să facă un membru a CSM cu mandatul expirat. Însă se pare că nu s-a expus expres cu privire la CSP și nimeni nu se gândește să aplice analogia interpretării Curții Constituționale. Și e foarte interesant. Noi am văzut din scurgere pe Telegram că numărarea voturilor e o chestiune extrem de sensibilă la CSP cu toate numirile care au avut loc. Cât de tare s-ar schimba sau nu s-ar schimba tablourile ieșind din... Dacă am aplica interpretare simetrică cu interpretarea care s-a dat în cazul rolului unui membru CSM cu mandatul expirat pe probleme de carieră a judecătorilor, dacă aplicăm simetric și în cazul procurorilor, ce se întâmplă? Legal. Cineva încalcă din punct de vedere legal, nu știu, penal, numiți cum doriți dumneavoastră. Iată, de exemplu, acest președinte interimar, da? Sau acest CSM cu mandat expirat, după decizia Comisiei la Veneția, după decizia Curții Constituționale, cineva încalcă sau din punct de vedere legal n-ai ce-i face? Nu, decizia, opiniile Comisiei la Veneția nu sunt tocmai temei de a trage la o careva formă de răspundere. Dar hotărârea Curții Constituționale? Hotărârea Curții Constituționale, vedeți că el nu s-a expus pe CSP. E logic să se aplice simetric. În ce o să aplice analogia doar în privința membrilor CSP să nu se pot pronunța cu privire la probleme de carieră a procurorilor după ce le-a expirat mandatul? Sau și membrii care dețin un mandat de drept în virtutea faptului că el e președinte interimar deocamdată la CSM? Asta e... Să anticipăm acum ce trebuie să facă organele drept. Eu cred că la un moment dat o să treacă timp, o să treacă... Noi, știți cum, întotdeauna când mari funcționari care sunt în trend, în vogă, sunt cu guvernarea, cumva asociați guvernare, nu prea au probleme de ordin penal. Ele apar ulterior, când se schimbă trendul. De asta eu cred că o să aflăm ce cred organele de drept, o leacă mai târziu când trendul se schimbe. Dacă o să schimbe. Cum adică dacă? Nu, noi nu avem de unde să știm. Se va schimba, nu se va schimba. Istoria spune că întotdeauna se schimbă la un moment dat. Cât timp va mai dura, noi nu știm. Cât timp va mai dura, nu să știm. Domnul Paneș, puteți să ne povestesc cum a fost la audierea acestei comisii preveting despre care toată țara știe, dar nimeni nu înțelege cu ce se ocupă? De cei care pricep în domeniu. Nu, audierea a fost publică, este și înregistrarea. Înțeleg că prezintă un interes sporit subiectul audierilor și preveting, pentru că recent am văzut careva știri că și în satele Moldovei se discută despre rezultatele despre preveting, despre importanța acestui proces pentru societate și pentru viitorul țării, dar să știți că nici persoanele care sunt vizate de acest preveting, și respectiv eu nu cunosc toate circunstanțele și toate procedurile din cadrul procesului proces, pentru că am 2 sau 3 luni de zile în care încerc să aflu cine sunt persoanele care activează în cadrul acestei comisii. Ca să înțelegeți, am fost în cadrul... N-o să mă refer la capitolul și ține de fondul acestui cauză care urmează să fie pronunțate, dar am expediat în cadrul unilor de întrebări chiar și poze de la domiciliul meu, unde eu locuiesc. Asta vreau să afle unii membri a comisiei preveting și eu încerc să aflu cui am expediat aceste poze, cine lucrează în această comisie, în acest secretariat și până la moment toate cererile au fost refuzate, au fost respinse. Ceea ce mă face să cred că există motive pentru care comisia nu dorește să expună. Dar la capitolul dat, cu siguranță, o să fie mai multe detalii după ce se încheie această procedură. De fapt, v-aș sugera să analizați o înregistrare de la audierea colegului nostru, Postic Aurel, în care el, cu lux de amănunte, a redat acele circunstanțe care denotă faptul că în cadrul procesului de evaluare sunt antrenați acele persoane care au tangență cu CNA sau lucrează la Centrul Național Anticorupție. Și el deține probe în acest sens.
Este foarte simplu. În ce constă păcatul aici, ca să înțelegem? Păcatul, aveți în vedere, dacă ar fi antrenate persoane din cadrul Centrului Național de Corupție? În primul rând, trebuie să verificăm dacă nu există un conflict de interese. Asta este primul aspect. Și al doilea aspect, probabil, trebuie să vedem care a fost originea acestei evaluări. Deci, toată lumea a pornit de la asta, de la faptul că nu avem încredere în autorități. Până la urmă, noi ne convingem că totuși că autoritățile au capacitatea de a evalua, dacă băieții de la CNA lucrează în secretariat. Înseamnă că s-a creat o comisie extraordinară, dacă înțeleg corect ceea ce încearcă să spun domnul judecător. S-a creat o comisie de preveting, de evaluare, fiindcă noi nu avem încredere în autoritățile statului. Acum, dacă în cadrul secretariatului acestei comisii, deci oamenii care de fapt fac toate controlele și pun rezultate pe masă la această comisie, tot sunt exponenți statului, din CNA sau din alte structuri de stat, întrebarea este pentru ce ne-a trebuit comisie, dacă puteau pur și simplu să facem niște proceduri prin care aceste organe. Există organ specializat, ANI, care face controlul averilor. De ce trebuie altcineva să fac, practic să dubleze lucru a organelor deja existente la subiectul dat? Adică ori nu avem încredere în nimeni și facem singuri, ori dacă singuri am de o comisie externă, ori dacă comisia externă lucrează cu mâinile organelor existente, atunci care este întrebarea? Mai mult decât atât. Eu nu cunosc cu certitudine. Am auzit și eu că se zvonește că sunt... Chișinău este un... Sat mai mare. Nici nu știu cât e de mare. Sat mare sau un sat mic. Dar oamenii, normal că vorbesc între ei, se spune că în secretariat activează și angajații CNA, și angajații ANI. E adevărat sau nu știm. Dar atunci mi-este interesant dacă sunt anumiți candidați care au fost verificați averile lor sau stările de conflicte de interese, au fost verificate de către ANI sau de către CNA și au ajuns la o concluzie că nu văd o problemă. Fiindcă îmi vine greu să-mi imaginez că ar fi judecători care au candidat la preveting știind că i-a constatat ANI că are o problemă cu averile. Normal că nu, știind că urmează să fie verificat la subiectul ăsta, normal că nu o să candideze. Acum, dacă comisia și-a luat libertatea de a constata orice altceva, inclusiv ceva contrar a celor constatări, acum nu prea înțeleg cum asta se potrivește cu faptul că verificarea o face exponentul aceleași instituții care au avut o altă soluție. Fiindcă sunt cazuri, deci eu nu știu dacă toți candidații, dar știu cu siguranță că sunt, pentru că sunt publice actele de constatare ale ANI-ului, da? Sunt acte de constatare ale ANI-ului care spun că au verificat și nu au constatat nereguli în declarațiile de avere. De aici vedem unii candidați pe care deja există deciziile Comisiei de Preveting pe care spun că sunt întrebări la avere. Chiar mi-este foarte interesant dacă cei care au verificat sunt inspectori de la ANI și cum puteau ei să ajungă la soluții diferite activând la ANI și activând în cadrul secretariatului Comisiei de Preveting. Ce și întrebare la CNA? Dacă CNA... Deci există infracțiune de îmbogățire ilicită. Deci, practic, la fel se verifică averile. Dacă au fost sau nu au fost, asta nu știu, dar ipotetic ne imaginăm. Dacă au fost candidați, mai urmează și procurorii, da? Dacă au fost candidați, averile cărora au fost verificate de către CNA sau de către Procuratura Anticorupție și s-au constatat că nu există temei de a porni urmărirea penală, fiindcă nu întrunește elementele, componente. Și apoi, aceiași angajați, lucrând la secretariatul Comisiei Preveting, ajung la altă concluzie. Înțelegeți de ce nu este foarte clar și unde e, cât de liber și independent. Ei nu erau independenți lucrând la CNA și ANI, ori nu sunt independenți când sunt la secretariat. Dar apar semne de întrebare când aceiași oameni din organele de stat existente, cu mandat, cărora noi nu le încredințăm să facă așa tip de evaluare, fiindcă facem o comisie separat. Dar îi luăm tot pe aceiași oameni care pot să ajungă, nu știu cum, în mod miraculos la alte concluzii. Dar de ce secrete numele sau funcțiile celor care sunt în secretariat și așa mai departe? Asta întrebați comisia de preveting. Eu am întrebat și au refuzat. Nu poate fi divulgat. Atât.
Ce v-au spus dumneavoastră în timpul audierilor despre averile dumneavoastră? Știu că v-au verificat, da, ei spun că v-au verificat averea, s-a constatat că mai mulți bani vin de la donații de la părinții dumneavoastră. Bine, la capitolul dat, tot, cred că ar fi bine să așteptăm decizia Comisiei Privetin ca să pot discuta. La momentul eu am participat la audieri, am răspuns la întrebările Comisiei. Apropo, am înțeles că membrii Comisiei deja toți înțeleg limba română, pentru că am văzut că nu toți aveau căștile pe cap în timpul audierilor, dar asta cred că ușor să învață limba română. Dar haideți să așteptăm decizia și după asta eu să pot discuta la capitolul dat. N-ar fi corect să mă expun la capitolul dat. În parte și ține de aprecierile comisiei. Bun, dar ce urmează cariera dumneavoastră după anunțul acestei comisii privetic? Dacă, de exemplu, nu treceți, rămâne pur și simplu judecător în sectorul Vâșcani, da? Păi, în parte și ține de evaluarea candidaților care au depus dosarele pentru Consiliul Pentru Magistraturi. Da. Deci persoanele care trec participă la adunarea generală, dacă o să aibă loc, pentru că din 2019 adunarea generală nu se ține. Mm-hmm. Poate 2023, 24, 25. Trebuie să aibă loc anual. Da. Deci vă dați seama câți ani, este a câtele ani? Din 2019. A patrulea, da. 2019. Este a patrulea an în care judecătorii nu pot să le este... Nu li se permite, nu li se permite să se întrunească în cadrul adunării generale. Inclusiv ca să-și aleagă membrii, da, CSM. Ultima dată, în 2022, le s-a spus că stați că vă facem privating și pe urmă o să puteți. Dar nici până în 2022 nu. În 2021 a fost. Așa, acum vorbim și despre asta. Domnul judecător. Da. Deci, nu treceți dumneavoastră de comisie de privating. Dumneavoastră ați citit, probabil cunoaște ceva ce nu știu eu. Nu, nu mă pot da cu părere la TV. În afară că am eu pot să vă spun. Da. Sau treceți, nu știu, da. Haideți să luăm varianta că nu treceți. Dumneavoastră, pur și simplu, vă continuați activitatea, cariera de judecător în judecătoria Chișinău, sectorul Râșcani. Așa este? Nu, o să contest, dacă o să fie eventual refuz. După asta o să vedem care o să fie soluția. Dacă o să treci, o să fie altă situație, că încă nu sunt decis dacă o să candidez mai departe, pentru că nu sunt de acord cu procedurile care au loc. Dar asta e prea devreme, pot să spun despre carieră. Dumneavoastră, faceți parte din lista judecătorilor sau nu faceți parte din lista judecătorilor respinși de către președintele țării, doamna Maia Sandu? Da, fac parte. Serios? Da. Dar pentru ce ați încălcat în viață? Dacă o să citim refuzul dat, din refuzul dat rezultă că cel puțin 3 componențe de infracțiune mi s-au incriminat. Acolo erau hotărâri ilegale, erau aspecte care vizează din bogățire ilicită și probabil de influențarea derulării unui proces penal. El este public, acest refuz. Foarte interesantă abordare. Cu trimitere la probe? Nu. Îmbogățirea ilicită. Deci, doamna Maia Sandu are acolo un act a unei instituții de stat care a constatat că dumneavoastră sunteți bogat ilegal. Nu. Eu nu cunosc dacă are un act. În refuz scrie clar că există, conform informații de la CNA, există suspiciuni în partea și ține de averea dobândită. În același timp, eu dețin o ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale a Procuraturii Anticorupție din august, când deja această procuratură se prezumă că era reformată, care au constatat, apropo, eu am aflat ulterior că am fost vizat de investigații care vizează și pretinsă îmbogățire ilicită și Procuratura a constatat că nu există divergență, că nu există diferență între venituri și cheltuieli și nu este motiv de pornire a urmăririi penale. Respectiv, au refuzat pornirea urmăririi penale. Ulterior, de la Inspecția Judiciară, de pe lângă Consiliul Pentru Magistratură, am fost informat că în baza interpelărilor la Centrul Național Anticorupție s-a confirmat că în cadrul Centrului Național Anticorupție nu există careva proceduri care m-ar viza și respectiv eu încerc să aflu care acte au stat la baza acestui refuz, dar acum acumulez careva materiale suplimentare pentru a contesta acest refuz. Dar este foarte straniu când există o ordonanță a Procuraturii Anticorupție, există informații la CNA care nu există, nu există dosar, nu există nicio cauză, niciun proces în care aș fi fost vizat și totodată, aparent... În decretul Maia Sandu, da, scrie că sunt suspiciuni. Da. Sunt suspiciuni conform unui act, conform informației la CNA. Conform informației. Iar instituția spune că nu are asemenea întrebări. Nu. Asta înseamnă că fie... Cine minte. Cine minte, da. Eu la momentul ăsta mă feresc de... Eu probabil o să sesizez organele de drept ca să verifice nu doar cine minte, dacă nu au fost comis careva abuzuri în sensul careva acte false. Decretul Maia Sandu ca dumneavoastră să nu fiți mai departe judecător, îi lege? La moment e un impediment pentru a continua examinarea cauzelor. Pentru trebuie... Deși urmează... O procedură nu este clară la capitolul dat.
urmează fi soluționat chestiunea dată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, fie urmează fi contestat acest refuz și prin intermediul instanțelor de judecată de apreciat legalitatea acestui refuz, decret. Vă explic eu, ca să fie mai clar. Deci, conform legii, președintele țării numește judecător în funcție până la atingerea plafonului de 5 ani, după care îl numește pe viață. Acum a fost exclus acest plafon, judecătorul din start este numit pe viață, până la atingerea plafonului de vârstă. În momentul în care a intrat în vigoare modificarea cu asta, după că nu mai este nevoie reconfirmarea după 5 ani, altfel spus, în momentul în care a intrat în vigoare, au mai rămas judecători care, înainte ca să intre în vigoare această prevedere, fusese renumiți cam vreo 40 de judecători. 33. Sau nu știu câți acolo. 33 odată am fost numiți. 33? Care au rămas, care, situația cărora a rămas incertă, în aer, și care urma să fie reconfirmat. Exista o părere printre profesioniști că, având în vedere că această reconfirmare în funcție deseori era egal, motivul din care s-a exclus reconfirmarea după 5 ani, că asta e echivalent cu un fel de loializare, că președintele țării într-un fel își loializează judecătorii că îi treci sau nu îi treci. Mm-hmm. Cumva nu era logic să aplici procedura veche odată ce partidul de guvernare care până a devenit președinte l-a condus actualul președinte susținea că asta este un risc ca atare și el trebuie înlăturat. Deci, în mod normal, trebuie numiți toți automat. Ok, bine. Președintele țării, de altă parte, a promis că ea va luptă cu corupția din justiție. Deci, într-un fel, înțelegem de ce vrea să prevaleze de un mecanism pe care tot ei l-au criticat, că nu trebuie, deci, cumva, numiți repetat judecători după 5 ani. Ok. Acum, legea spune că ramura judecătorească este independentă. Ei sunt numiți în funcție de către președinte, dar acest act nu este unul discreționar. Președintele se poate opune exact ca și în cazul Parlamentului. Da? Se poate opune o singură dată. Zicem, Parlamentul când adoptă o lege, o promulgă președintele. Președintele o poate trimite înapoi Parlamentului dacă nu este de acord. Iar Parlamentul revotează pur și simplu. Dacă vrea. Parlamentul revotează, președintele nu mai are discreția să promulge sau nu. Automat îl promulgă și legea intră în vigoare. La fel și în cazul judecătorilor. Deci cum Parlamentul este o ramură independentă, așa și justiția este o ramură independentă. CSM propune judecătorii pentru a fi numiți fie inițial, fie în cazul de față după 5 ani. Președintele poate să găsească anumite considerente din care îi respinge. CSM le examinează, după care dacă îi decid că aceste temeri sunt nefondate, propune repetat și a doua oară președintele nu mai poate să refuze. E obligat să-i numească în funcție. Acum, în cazul în care președintele are obiecții, s-au inclus în aceste refuzuri, da? Inspecția judiciară, ceea ce spunea domnul judecător, le verifică ca să constate sunt întemeiate sau nu. În cazul domnului Paniș, înțeleg că n-au constatat, dacă înțeleg eu bine, nu știu, pe toate temerile sau nu. Nu știu, pe toate temerile, cel puțin din ce spune dumnealui, pe partea de averi, nu constat să se confirme ce spune președintele. De unde rezultă că CSM urmează să propună repetat? Doar că acest CSM nu are mandat să rezolve probleme de carieră. Până când nu e instituit un CSM cu mandat, tot ceilalți judecători respinși rămân în aer, fiindcă ei nici nu pot fi judecători mai departe și nici CSM nu este în drept să propună repetat președintelui țării să-i numească sau nu. De asta, până nu o să numească un nou CSM, noi nu știm care este soarta judecătorilor respinși. Vor lucra mai departe sau nu? Deci, la moment, înțeleg că dumneavoastră și alți colegi care au fost respinși, eu nu știu, trebuie să solicitați repetat, să fiți automat CSM examinează. Asta iată, domnul magistrat răspunde la întrebarea asta și după asta dumneavoastră să-mi explicați ce cu terciul ăsta în justiție, la un an și jumate și mai mult de când a început marea reformă. După pauză, publicitate, probabil. Corect. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnule judecător, dumneavoastră urma să răspundeți la întrebarea doamnei Ciubotaru, după care doamna Ciubotaru o să încerci să ne explice nouă ceva. Vă referiți la capitolul ce ține de poziția inspecției judiciare? Da, și soarta acestor judecători mai departe, care este? Dumneavoastră, ce faceți acum, în afară de fapt că pierdeți timpul în studioul meu și eu pierd timpul... De fapt, eu nu pierd timpul.
haideți să spunem, pregătesc careva cere în partea și țin de contestarea acțiunilor respective și mai mult care ar viza verificarea legalității acțiunilor și identificarea persoanelor care probabil au falsificat careva acte legate. Toți acești 33 de judecători stau în aer acum, da? Ei la lucru, nu judecă cazuri, asta nu judecă. Salariul primiți? Da. Nu, păi sunt judecători confirmați. Nu, din cei 33 au fost confirmați, n-au fost confirmați 24, dacă nu greșesc. Deci 24 de judecători nu judecă niciun caz, primesc salariul în continuare și soarta cărora mai departe este incertă. Dosarele cărora le-au preluat ceilalți colegi, dosarele se rejudică când se schimbă judecătorul, se reia examinarea de la zero. Deci, practic, încărcătura pe colegii lor a crescut foarte mare. Dar nu sunt doar 24. Dacă nu greșesc, sunt 50 de persoane sau erau sau 60 care nu aveau Eu cred că erau 40, asta își spun. Eu mi-am amintesc că erau 40, dintre care au decedat regretatul domnul Lastăveț și au rămas 39. Mai este un grup de judecători care nu... Și au fost confirmați, îmi pare că 14 plus minus, asta înseamnă că rămân în aer, nu știu, sau 16 au fost confirmați și rămân 20. Da, e adevărat, 20 și ceva. Doamna Ciubotaru, eu dacă taic fragmentul ăsta înainte de publicitate, unul de asta, a să încercați să explicați ce se întâmplă cu judecătorii? Credeți că nu e clar. Eu pun cap că nu înțelege nimeni. Aici apare întrebarea firească. Reforma a început, a zis că noi, guvernarea actuală a zis că noi reformăm, noi când vinim, îi reformăm, reformându-i, că o să vedeți ce înseamnă reformă. Dar ce înseamnă reformă, până la urmă? Dumneavoastră să înțeles ca jurnalist ce înseamnă reforma justiției? Eu reforma justiției o aud dinaintea ierii noastre. Exact, dar ce înseamnă? Toate guvernările spun că reformează. Ca judecătorii să nu fie corupți. Iată, de exemplu, domnul Litvinenko spunea așa, cu toții ne-am fi dorit ca procesul de curățare a sistemului de justiție să meargă mai repede, însă Comisia prevede în catecism că e mai important să se pună accent pe calitate decât pe viteză și credem că este o abordare corectă. După care, o altă postare a domnului Litvinenko, ministrul justiției, când vezi în continuare acrobațiile nesfârșite ale sistemului judecătoresc, când vezi cât de refractară la schimbare și modernizare este o bună parte din cei care alcătuiesc sistemul judecătoresc, îți dai seama că procesul de evaluare externă extraordinară este unica soluție, domnule Paniș, pentru a putea curăța acest sistem. Nu există o altă soluție decât să continue evaluarea și cu o viteză și mai mare. Bun, postarea... Domnul Gonț, da. Evaluarea externă este o noțiune frumoasă, dar e nu chiar externă. Din 6 membri, 3 sunt experți naționali. Eu nu cunosc trecutul lor, dacă să mă expun la capitolul expert sau nu expert, dar sunt cetățenii Republicii Moldova. Uh-huh. Secretariatul este un mister. Noi nu cunoaștem cine sunt acele persoane. Voturile se iau, se decide cu... trebuie să întrunite 4 voturi. Deci 4 membri trebuie să voteze pentru a adopta o soluție în cadrul acestei comisii. Și atunci când vorbim de evaluare externă, nu e chiar corect. Și dacă ulterior o să mai fie prezentate probe care confirmă că CNA-ul și ANI-ul erau implicați în acest proces, cred că în general o să trebuia să fugim de termenul de extern. Apropo, eu dețin un act de constatare a stărilor de fapt întocmit de un executor judecătoresc care confirmă că datele personale din registrele Agenției Servicii Publice sunt accesate de către Secretariatul Parlamentului pentru Comisia Preveting. Adică ei apolitică. Apropo, vorbind de evaluare externă. Deci Secretariatul Parlamentului colectează date despre persoanele supuse evaluării în interesul Comisiei de Preveting. Asta e ceva ilegal? Cum credeți, dacă în lege se spune că în general imixtiunea politicului în justiție nu poate avea loc. Haideți și eu să vă citesc. Politicul sau Parlament face legi. Prin intermediul legilor poate să intervină. Prin intervenție politică directă nu poate. În legea cu privetingul scrie expres că el evaluarea este total apolitică. Cât e de apolitică evaluarea dacă, ceea ce spune domnul judecător e adevărat, dacă date pentru Comisia de Priveting acumulează Secretariatul Parlamentului, care știți cui spune? Șeful aparatului care spune președintelui Parlamentului, care are o afiliere politică. E președinte de partid. Cât e de apolitică evaluarea în cadrul privetingului. Fiindcă întotdeauna deciziile sunt orice dosare în privința persoanelor cu un statut politic, care fac parte din cadrul cărorva partide, o să vedeți că dacă se invocă argumentul că sunt politizate. Da, asta e un argument tare bun pentru politicieni, se reformează justiția că ea vezi că face politică sau scade sub influența politicului.
Dacă noi reformăm justiția ca să o debarasăm de influența politicului prin alte intervenții din partea politicului, eu nu cred că mare lucru se schimbă. Vă spun eu ce agravează. Eu vă spun ceea ce gândesc muritorii de rând, începând cu... Bun, haideți să nu chiar eu, dar mulți spun așa. Hai nu mai criticați pentru că sistemul se opune. Și uneori trebuie măsuri mai puțin ortodoxe ca să scăpăm de corupți din sistemul judecătoresc, ca să-i bage pe toți la pușcărie cei care au furat și ulterior noi vom trăi frumos și bine așa cum Gonța ne dorește seară de seară. Împreună cu cine? Și bagă la pușcărie cine? Piața Mare Dunări Naționale organizăm un tribunal. Sau împreună, împreună cu cine? Dacă CSM-ul ăsta e implicat în procesul de reformare, este tot ăsta care a contribuit la capturarea justiției. Eu nu înțeleg cum cu persoane care au fost parte a problemei de influențe necorespunzătoare în sistem, de capturarea justiției, cum cu oamenii care au făcut parte a problemei pot să rezolv problema. Eu asta nu pot să înțeleg. Poate un exemplu mai simplu. Recent s-a discutat intens o sentință de achitare care nu prea a convenit multor politicieni. Sunt două sentințe. Doamne, a fost viceguvernatoare a Băncii Naționale, acuzată că a fost implicată în Landromat și o decizie care a fost discutată, toți deputații ăia care au fost luați pe sus de către organele... Nu, să vorbim de sentință, de achitare. Una din postări care le-a citat domnului Tunencu, îmi pare că se referă la faptul că justiția e nereformată și mai departe, asta care îmi pare că se comentează decizia cu... pe viceguvernatoare BNM, nu? Da. E postarea care se referă la asta. Au fost expuneri dure în adresa justiției. Peste 3 sau 4 zile avem comunicat oficial la Procuratura Anticorupției prin care se comunică că nu o să fie contestată sentința pentru că nu există motive. Apare întrebarea. Fie trebuie reformată iarăși Procuratura, fie trebuie să fie lucidat un aspect de influență în derularea din înfăptuirea justiției sau poate, nu știu, scuze publice. Urmăritorii, pentru că e clar chestia dată. Urmăritorii paginii domnului ministru a justiției, citind această postare, se gândesc că judecătorii respectiv sunt corupți, nu înțeleg că detalii trebuie reformați, n-au dreptate, ia ca asta și în opinia domnului ministru, asta este motiv care trebuie evaluat extern, vetting, pre-vetting și așa mai departe. Ok, să admitem. Asta înseamnă automat că această decizie el o consideră emisă ilegal. Întocmai. Așa. O decizie care nu ești de acord, ar trebui să ne mulțumească procuratura. Ori, cum spunea și doamna președinte a țării, într-un discurs devenit celebru pe 30 sau 31 decembrie, dacă nu greșesc, ea zicea că parcă procuratura s-a mai reformat, probabil având în vedere noutățile de la Procuratura Anticorupție. Da. Parcă procuratura s-a mai reformat și să fii atenți judecătorii care nu țin pas cu procurorii, că urmează vetting-ul și pre-vetting-ul. Ok, într-un fel, domnul ministru confirmă aceeași idee. Judecătorii care nu fac justiție, dar nu știe ce pe dosare de rezonanță, în general, dosarul și asta se vede pe dosarul de rezonanță, vetting-ul și pre-vetting-ul cu ei. Asta spune postarea domnului ministru. Da? Acum, procuratura care e reformată, tot ei ne spun asta, spune că n-are motive de contest, n-are de gând să conteste. Adică ești de acord cu decizia instanței? Da. Ești de acord, pentru că ei o consideră legală. Ei nu au întrebări la legalitate. Acum, e foarte logic ceea ce întreabă. De ce nu spune... De ce nu a făcut încă o postare domnul ministru după asta și spună, vai de mine, credeam că e reformată Procuratura Anticorupție, dar se pare că nu e așa. Ce înseamnă asta? De ce ei nu contestă? Că doar justiția nu-i refractară, trebuie evaluată, se pare că trebuie să evaluăm, haideți să evaluăm și Procuratura Anticorupție, care credem că s-a reformat, dar nu s-a reformat. De unde dualitatea asta de abordare? De ce? Mai este o decizie cu privire la deputația. De ce trebuie să rămână cu reputația pătată, iertați, judecătorii sau cu imaginea afectată judecătorii care au dat sentința de achitare, care noi, ca om, ca cetățean, poți fi de acord, poți nu fi de acord, poți să-mi plac, poți nu-mi plac. Dar eu nu am văzut dosarul în mână și ca jurist nu mă pot da cu părerea era întemeiat sau nu. Poate trebuia să fie condamnată. Dar probe nu erau. Înseamnă că nu poți condamni în lipsă de probe. Adică poate omul chiar e vinovat, dar au fost administrate prost probele. Noi nu știm care e situația. Dar de ce să învinuiești judecătorul? El trebuie să procedeze conform legii.
Legalitatea deciziei o confirmă prin nedorința de a ataca mai departe Procuratura Anticorupție. Ori Procuratura Anticorupție, deci hai să spunem, justiția ține cu bandiții, așa, popular vorbind, reieșând din ceea ce comentează politicieni, în speță. Și asta înseamnă că și Procuratura cu cine ține? Cu justiția sau cu bandiți? Cu cine ține Procuratura? Cu politic, sigur îmi trebuie să ține. Eu nu spun că Procuratura Anticorupție nu procedează corect. Poate, într-adevăr, a citit, e normal, citești sentința, dacă tu nu ai alte argumente, spui, ok, eu sunt de acord. Eu nu spun că nu are dreptate Procuratura. De ce cu orice decizie care nu convine politic, trebuie să fie blamați judecătorii? Sau de ce nu se aduc scuze, de ce ministrul nu a adus scuze judecătorilor respectivi, având încredere în Procuratură? Există duble standarde. De asta, ca avocat, cum puteți vă... Ce credeți pe cazul deputaților așa numiți transfugi care, la fel, procuratorul a zis că de fapt nu e nicio probă, tot e ok și au retras acuzații, dar oamenii au fost și încarcerați câțiva ani la rând prin judecăți. Eu n-am văzut în general să comentez cumva iarăși Ministerul Justiției, Ministrul Justiției face postări foarte activ. De ce el nu a comentat această decizie? La fel nu mi-e clar. Eu nu vreau să spun că e vinovat sau nu, eu nu am văzut probele, ca să spun lucrul ăsta. În general, nu știi ce o să iasă cu... care e practica de aplicare a articolului pe îmbogățire ilicită. Eu mi-amintesc că la un moment dat făcuse, dacă vă amintiți, premierul a depus o declarație de averi în care nu a indicat faptul că locuiești în casa părinților și toată lumea a sărit în cap. Și ea a corectat declarația, a zis că da, declar dreptul de a locui. Cineva din mediul politic, eu nu mi-amintesc, poate președintele țării, poate altcineva, i-a sărit în apărare și a spus că păi nu este o problemă, la noi sunt corupți cine? Judecătorii. Da, judecătorii când, ei cel mai probabil că nu știi cum au avut o casă, deci ei putem bănui din bogății licit. Nu, doamnă premier. Iarăși, poate are dreptate, dar de ce automat pe de-o parte să-i facem pe toți judecătorii criminali? Că nu este așa, sunt și judecători onorabili. În sistem există oameni de tot... Justiția, de fapt, e oglinda societății. Noi avem oameni corupți în societate? Avem. Sunt toți corupți? Nu, nu. Parlamentul, avem oameni corupți? Avem. Sunt toți corupți? Nu. Exact aceeași situație. Nu sunt în justiție toți corupți și în altă parte, în Parlament, toți scurați sau în guvern toți scurați. Dar aplicarea acestor duble standarde nu este... e vizibilă și, într-un fel, această guvernare a venit cu aceste duble standarde. Deci, din start, clar, judecătorii toți sunt răi, pe a noștri noi știm și ei sunt buni. Și în cazul judecătorilor putem, din start, să-i presupunem. Acum ne uităm ce se întâmplă cu dosarele din bogățire ilicită. Au fost pornite mai multe dosare din bogățire ilicită în privința judecătorilor. Avem o singură sentință de condamnare care nici nu e definitivă pe domnul Melnciuc. Ce o să fie cu restul dosarelor, nu știi, dar sunt mai multe dosare de îmbogățire licită în privința judecătorilor, procurorilor. Și au fost dosarul ăsta mare cu deputați transfugi. Da? În privința deputaților vedem că lucrurile nu s-au confirmat niciun fel de învinuirea de îmbogățire licită. Înseamnă oare asta că trebuie să fie încetate dosarele penale și în privința judecătorilor? Fiindcă în privința judecătorilor ele nu au fost încetate în privința politicienilor, da. De ce? Punem întrebarea. De ce această procuratură nu vede o problemă de îmbogățire ilicită? La politicieni e bună, dar continui să o vadă la judecători și procurori. Ce se întâmplă apropo de procurori, la Consiliul Superior al Procurorilor? Parcă e un mare scandalat și mare, chiar e mare de tot scandalul. Ori acest Consiliul Superior al Procurorilor parcă era un tot întreg până de mult. Când trebuia să-l dea jos pe Stoianoglu, când trebuia să-l numească pe Veronica Drăgălin și acum ceva se întâmplă. Dumneavoastră ați reușit să vă faceți concluzii pentru că îmi dau seama că domnul judecător nu o să vrea să expună. Dar dacă doriți, poftiți cu mare drag. Mi-e greu să spun ce se întâmplă în CSP. Cert este că situația membrilor CSP este oarecum identică cu membrii CSM, adică ei sunt mai mulți membri cu mandatul expirat. Mai mult decât atât, sunt reprezentanții CSM cu mandatul expirat care reprezintă CSM în CSP. Da? Și oricum votează. Eu pot să fac presupuneri, iarăși nu vreau să afirm, pentru că nu vreau
ulterior să... Deci nu am probe. Din ceea ce se zvonește prin târg, se spune că ar fi probleme și în arcul guvernamental, că sunt scindări în partid. E adevărat, nu știu. Dar probabil că dacă există niște neînțelegeri sau grupări în interiorul partidului, probabil că lucrul ăsta se vede și pe, și pe CSP. Ori pentru controlul asupra procuraturii, deja de mult timp se... Deci toate guvernările s-au bătut pentru controlul procuraturii. Și încă un lucru, apropo, tare straniu mi se pare. Eu nu mai știu dacă există vreo funcție importantă în procuratură care nu e guvernat, care nu este condus prin regim de interimat. Probabil cu excepția Veronica Drăgălin, cam tot restul șefi de procuraturi importante, toți sunt interimari. Și nu așa, dar un interimar e schimbat cu un alt interimar și cu un alt interimar. Ori interimarul nu este independent. Orice persoană numită în regim de interimat nu este independent. Fiindcă el știe că urmează să fie reconfirmat. Deci interimatele nu pot să dureze mult. El trebuie să dureze o perioadă foarte limitată de timp. La șefie procuraturii generale, în general, la moment avem câți? 3 candidați. Avem 2 foști procurori. Avem un procuror general suspendat. Avem un fost procuror general care consider că a fost forțat să plece și cere să fie restabilit. Și avem deja 2 procurori generali interimari care s-au succedat. Întrebarea. Deci asta nu se putea întâmpla fără concursul CSP. Sigur că CSP a organizat toate numirile astea. Ceea ce vorbeam un pic mai devreme. Dacă a spus Curtea Constituțională că CSM și CSP sunt organe simetrice. CSM pe judecători, CSP pe procurori. Da? Sunt organe de autoguvernare ale acestor ramuri. Dacă în cazul CSM, Curtea Constituțională a spus că nu pot lua decizii care țin de carieră, dar ca să nu fie blocat cu totul, ei zici că ok, când vine procuratura și cere ridicarea imunității, se pot expune pe asta, da? Ca să nu blocăm procesul de luptă cu corupția. Cumva Curtea Constituțională a lăsat o listă limitată de atribuții ce poate să facă CSM-ul. Dar pe cariera judecătorilor, numirile în funcții administrative, promovări, transfer, nu poate să decidă. Toate lucrurile astea le decide într-un ritm extrem de alert și cu o mare veselie în CSP, exact pe subiectele pe care le s-a spus că CSM-ul nu poate lucra. Deși era logic să aplice aceleași rigori CSP-ului de interpretare. Curtea Constituțională nu a întrebat-o nimeni despre CSP, de asta nu a spus nimic. Dar dacă o întreabă, ar fi logic să spun exact același lucru. Și înțelegând lucrul ăsta că se interpretează în felul ăsta Constituția, fiindcă e Constituție și aici și acolo, de ce se fac a nu observa și a opera cu toate, a se decide atâtea probleme care țin de cariera procurorilor, asta e foarte interesant. Și aici nu contează că e numit interimar sau e numit pe bune. Să nu ne trezim că era ilegal în general toate concursurile care le-au organizat, toate numirile, transferurile pe care le-au făcut. Aproape, având mandatul expirat, o parte din candidat. Aproape în concluzie, reforma domnului Litvinenko și a doamnei Olesea Stamate a ieșuat? Eu cred că este... Depinde de care a fost scopul reformei. În proces de... Da, poate. Eu cred că e în proces de eșec. Nu știu. Mie nu mi se pare că ceea ce se întâmplă... Haideți să ne amintim. Nu, cine spunea în campanie electorală? Problema numărul unu în țara asta... Corupția și justiția. Corupția, dar corupția înseamnă justiție nereformată. Fiindcă, dacă sincer, eu mari măsuri pe domeniul anticorupției nu văd. Dosare serioase pe anticorupție. Mi-astră, știți careva dosare de rezonanță după, sau spunem, din ultima perioadă? Da, ne-au anunțat că au prins la AIPA, nu știu cât, au făcut percheziții la AIPA. Asta nu, după mine, nu e dosar de rezonanță. E dosar mare, dar nu neapărat e un dosar de rezonanță. Fostul președinte Igor Dodon pentru îmbogățire ilicită și dosarul Culioc. Asta s-a întâmplat înainte ca să fie schimbat conducerea Procuraturii Anticorupției. Da. Deja aveam o bună jumătate de an. Eu mari dosare de rezonanță nu prea văd. Okay. Banii ușor? Da, banii ușor. Deci care e o parte o găsit, o parte nu i-o găsit și o cerut scuze, nu mai este clar ce s-a întâmplat acolo. Transfugii i-au eliberat de suspiciuni. Un dosar din dosarele Londromat nu vor să-l conteste. Vedem mai mult eliberări, degrevări de răspundere decât responsabilizări noi.
Întotdeauna e greu să lupți corupția când tu guvernezi. E tare ușor să răscudești când guvernează altcineva. Deci noi îmi spunea că problema e asta. Justiția, corupția și justiția care e responsabilă de corupție. Dar asta nu este... Da, și după asta o să trăim mai bine. Fiindcă banii sunt la mari corupți și justiția ar trebui să iei de la dânsi și să ne dea nou. Cineva a început să trăiască mai bine de când cu reforma justiției. Deci, în afară, calitatea vieții, mare parte s-a deteriorat, prețurile au luat o raznă. Eu înțeleg că sunt mulți factori externi. Cu toate acestea, acești factori externi, neexistând în țările direct afectate, spunea premierul nostru că Moldova este a doua țară după Ucraina care este cea mai afectată de război din Ucraina. De ce la noi prețurile sunt mai mari decât în Ucraina, eu nu înțeleg. Noi înseamnă că în sensul ăsta suntem mai afectați decât ucraineni de războiul lor. Doamna Cibotaru, dați-mi voie. De ce reforma justiției înseamnă că nu se rezumă totul la reforma justiției? Mai trebuie să existe idei pe economie, pe gestionarea finanțelor publice. Ori asta nu se întâmplă. Și toată concentrarea asta pe reforma justiției, care mai degrabă seamănă cu reloializarea judecătorilor sau preluarea controlului în împărțirea sferilor de influență în justiție. Și eu nu prea văd lucrurile să schimbe sau să încerce măcar să promoveze careva politice. Dar reușesc măcar să preia controlul. Un an jumate a trecut deja. Vă controlează pasul pe voi cei din sistemul judecătoresc? Și ce înseamnă reformă pentru voi judecători? Când auziți de fiecare dată când vine o guvernare, că noi de data asta când ne apucăm să vă reformăm, o să simțiți. Noi suntem într-o reformă continuă. Eu de când am început să activez, într-o continuă este reformă, 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 reformă. Dar până la urmă, probabil, reformă interpretează tot diferit. Pentru politicieni, reforma cu siguranță asta e un slogan electoral. Justiabile consideră că prin reforma justiției fiecare, absolut fiecare o să aibă dreptate. Chiar și păritul și reclamantul o să câștige, o să câștige același dosar. Procurorii cred că o să condamne pe toți inculpați, cred că o să scape de pedeapsă. Deci, până la urmă, eu n-am văzut un concept clar în acest sens că să dorească cineva cu adevărat să îmbunătățească calitatea actului de justiție. Pentru că eu cred că persoana care intră în sala de ședință își dorește în primul rând să aibă hotărâri corecte. Asta e primul lucru pe care îl interesează. Și nu are importanță, vine judecătorul cu mașină albă sau neagră la serviciu sau are, vine cu trolebuzul sau locuiește în chirie sau în apartament. Asta este o problemă și, din păcate, eu nu aud că, într-adevăr, se dorească să îmbunătățească calitatea actului de justiție. Suntem într-o continuă reformă, tot se schimbă, se schimbă, se schimbă și nimeni nu vrea să afle ceea ce nu merge. Apropo de calitatea actului de justiție. Apropo ăsta? După Paul de Cruz. Așa este, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, apropo dumneavoastră, doamna Ciubotaru. Ziceam de îmbunătățirea, că vorbea colegul din platou, vorbea despre îmbunătățirea actului justiției. Deci aici se întâmplă procedural, despre care s-a vorbit foarte mult, se mărește taxa de stat și se reorganizează din nou instanțele. Și dacă acum în câțiva ani, practic aceleași ONG-uri care la noi reformatorii justiției nu schimbă guvernele, dar reformatorii tot timpul sunt aceiași. Reformatorii justiției ne spuneau că s-a revăzut harta judiciară, s-a reîmpărțit care instanță și pe ce teritoriu răspunde. La nivelul municipiului Chișinău au zis că pentru ce să avem între astea 5 instanțe de sector care le avem, de ce toate să fac toate tipurile de dosare, că nu se pot concentra pe niciun subiect și respectiv calitatea nu este foarte înaltă la hotărârile, ei făcând totodată și penal, și civil, și instrucții, și... Da, și le-au specializat. Au atribuit câte un anumit tip de competență specifică fiecărui sector. Au împărțit competența, hai să spunem, justiției pe sectoare. Ca acum, o altă inovație este să revină la ce a fost anterior. Serios? O altă inovație este că haideți să unim din nou toate cele 5 instanțe într-o singură instanță. Ca atare, ele la moment sunt 5. E aceeași instanță cu sedii diferite. Și există o separare pe sedii. Eu nu înțeleg ce înseamnă crearea unui sediu unic. El fizic oricum sunt 5 locuri. Probabil că unicul lucru care se vrea aici să fie unicul avantaj care îl ai de la
Ceea ce se propune, care aparent nu are niciun sens și care revine la situația existentă anterioară, care tot a fost o mare inovație, acea reformă din perioada respectivă, este doar faptul că poți să redistribui în cadrul unei instanțe, poți să creezi completele de judecată altfel. Reconfigurare. Da, să reconfigurezi, să redistribui responsabilitățile. Să zicem, ai în penal sau în contencios, astea sunt dosarele cele mai sensibile pentru guvernare, contencios administrativ și dosarele penale. Dosarele penale, e clar, mai ales când sunt vizat opoziția, e foarte sensibil să fie oameni care tu știi că-s buni. Contencios administrativ, astea sunt dosarele cu statul, când cetățenii contestă actele emise de autoritățile publice. Și atunci, dacă tu ai judecători încăpățânați în penal sau în contencios care se încăpățânează, să zicem să aplice legea, nu să facă cum îi convine guvernării, da? Atunci, de ce să tot chinui scrie ministrul justiției postări că azi justiția e bună, mâine nu e bună? De ce? Poți să reconfigurezi, creezi completele de judecată, în special în contencios și în penal, conform convenienței, conform cine sunt judecători cu minți și cine nu sunt judecători cu minți. Să spunem, ăștia care sunt maleabili sau nu sunt maleabili. Pentru mine este foarte interesant să văd cine o să nimerească în complete după această mare reconfigurare, cine mai rămâne în contencios, cine o să rămână în penal. Asta o să fie un foarte bun indicator despre care judecător avem, trebuie să avem, să fim atenți la hotărârile lor în raport cu guvernarea asta. Pentru că când o să vină următoarea guvernare, la ei s-ar putea să apară întrebări. Și mie îmi pare rău de tot judecătorii. Și ăștia care o să fie priviți sau tratați ca și favoriți, și de toți ceilalți. Domnul Paniș. Fiindcă ei sunt incluși în aceste jocuri contrar dorințelor. Sau încearcă și ei să supraviețuiască. Și păcat. Cine reformează justiția până la urmă? Domniile voastre judecătorii, sunteți implicați în procesele astea de azi? În cadrul reformei justiției, judecătorii își asumă doar eșecurile. Ei în realitate nu participă la reforma justiției, dar absolut orice eșec este pus în sarcina lor. Și este straniu, pentru că avem, într-adevăr, un mecanism complex. Noi în continuu schimbăm ceva, dar ar fi bine ca să vedem ce n-a mers. Dacă ceva nu este bine, ceva nu merge. Și noi nu identificăm problema, noi căutăm soluții. Este ca și cum dumneavoastră aș merge în fiecare zi la un service auto, schimbați o piesă la automobilul dumneavoastră, fără ca să știți de ce ea se defectează. Acum cu reorganizarea, ultima dată reorganizarea a fost în 2019, s-au creat sedii, instanțe specializate, sedii. Acum noi avem o reconfigurare și alte explicații decât pentru a crea complete noi sau nu există. Pentru că au trecut 3 ani efectiv lucrați în acest sens. Judecătorii, într-adevăr, nu participă la reforma justiției, pentru că avem un grup select care se anunță, apropo, în instanță, fiecare judecător are poștă electronică pe care mai ne vin informații diferite. Respectiv, vin proiecte la avizare cu 2-3 zile în care trebuie expus poziția la capitolul dat. 2-3 zile pe proiecte de lege care sunt esențiale pentru reformă. Legea spune 15 zile lucrătoare. Orice proiect urmează să fie făcut public sau consultat pentru ca să reușească oamenii să dea părere. La noi bugetul de stat a fost făcut public cu 4 ore înainte de a fi aprobat. Noi, de regulă, aflăm cele mai importante legi, aflăm când ele sunt votate în prima lectură și când actuala guvernare este criticată pentru lipsă de transparență, noi spun că noi consultările o să facem între prima și a doua lectură. Asta e leacă altceva. Domnul judecător Paniș, eu încă scuză pentru întrebarea pus ca la piață, dar voi judecători sunteți corupți, sunteți bravi, voi sunteți vreo 400, dacă nu greșesc, da? Așa, ce părere aveți dumneavoastră despre sistemul de judecători din Moldova? Pentru că nu ni s-a spus, noi deja jumătate de emisiune vorbim tot despre faptul că în campanie s-a spus că domnul Gonță, judecătorii sunt răi, judecătorii sunt răi de reformat. Nostru că în Moldova nu vin vaccinile din cauza corupției. Au fost așa declarații la televizor. Până la urmă, în pandemie, vaccinile au ajuns și asta e un semn că totuși justiția lucrează bine sau au fost schimbări bune. Asta ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Pentru că auzim la televizor dimineață până seară. V-am spus, am auzit despre preveting, discut și în satele Moldovei, deși eu, ca participant la acest exercițiu, am mai puțină informații. Apropo, un incident săptămâna trecută în cadrul unei emisiuni televizate, s-a discutat despre un candidat care nu a trecut prevetingul și el n-ar merita să treacă, deși el nu a primit, nu există hotărâre în privința lui. Să vedeți ce surpriză o să fie când o să apară hotărâre în privința lui, cu o dată anterioară emisiunii.
Poate o să aflăm și noi cum cunosc în platou televiziunii invitații și jurnaliștii despre derularea procesului de pre-vetting. Cam asta ar fi explicația ca să înțelegem ce e cu justiția. Pentru că, de fapt, încă la începutul emisiunii s-a spus, din 2019 judecătorilor nu li se permite să convoace în cadrul adunării generale. Eu nu știu dacă și domnul judecător este în drept să spună că judecătorii sunt corupți, chiar dacă și ar împărtăși o asemenea opinie. Eu nu știu dacă poate spune, pentru că asta înseamnă că el... Ar putea să vise anumite restricții etice. Nu s-a băgat în cap la TV seara de seara, în toate campaniile electorale. Că voi vă întâlniți la BTS și spuneți așa, deci, cazul Gonța, acolo luăm 1 milion. Cazul Ciubotaru, acolo luăm 3 milioane. Cazul Stolea, acolo luăm 7 milioane. Pentru că așa ni s-a spus nou. Dacă așa vi s-a spus, există organe care trebuie să investigheze asta. Asta înseamnă că nu judecători, dar procuratura nu își face meserie. Sau Autoritatea Națională de Integritate. Dar se primește că judecătorii sunt corupți, dar la obiecții la procuratură și la ei nu există. Doar la judecători. Sau politicienii mint. Că așa e campania electorală. Dar aici dumneavoastră că nu aveți voi. Domnul Paniș, dumneavoastră ați devenit vedetă, cel puțin pentru presă, după ce ați luat o decizie care îl vizează pe domnul Clima. Deci a venit un decret prezidențial privind numirea domnului Clima la Curtea de Apel. Dumneavoastră ați decis că nu-i bun decretul președintelui Mae Sandu privind numirea domnului Clima șef la Curtea de Apel și ați anulat decretul prin decizia dumneavoastră de instanță. Aici instanța a decis și eu nu pot să mă expun la capitolul dat pentru că este un dosar pendent, se află în moment pe rolul instanței de apel, dar hotărârea este publică, este motivată, oricine are dorința poate să o citească. Pentru că s-au expus foarte mult subiect la capitolul, da, dar am impresia că nimeni nu a citit această hotărâre. Ea este plasată pe portalul instanțelor de judecată. Un prieten de meu mi-a spus că a citit această decizie. Da, și acolo spune că dumneavoastră ați adăugat de la sine, că, deci domnul Clima trebuie restabilit. Ați adăugat fraza asta, dar legea nu vă permite lucrul ăsta. Nu, el efectul legii automat. Eu nu pot să mă expun la capitolul, da, chiar dacă aș dori foarte mult. Dar hotărârea este... Este publicat. A intervenit SIS-ul. A intervenit SIS-ul, nu? Imediat fac o remarcă, nu SIS-ul, dar o persoană care s-a folosit de situația de serviciu. Dar iarăși la capitolul dat nu pot să mă expun, sunt anumite proceduri pendite, inclusiv la capitolul știind de expunerile SIS-ului și plângerile care au fost depuse de mine. Deci tot procesul ăsta încă nu, istoria asta încă nu s-a încheiat. Mă refer ce vă vizează pe dumneavoastră. Nu, Gonța, la noi e același director de SIS odată semnează că doi membri CSM au mari probleme de integritate, averi, da, legături cu persoane controversate și așa mai departe. Și pe urmă, când persoanele respective trebuie să promovate, își schimbă avizul și spune că, da, de fapt, noi am greșit și tot e bine. Care este valoarea acestor avize SIS? Măcar acolo o semna directorul, domnul Saulenco. Dar aici, dacă înțeleg eu corect, nici nu a fost semnătura directorului. Nu. Vorba de altă persoană. Dar, apropo, sper că aveți și prieteni juriști care puteți. Nu știu dacă putea să reprezinte, semneze numele instituției o persoană. Avea drept sau nu avea drept să semneze? Stați. Bun, oricum, dacă am să insist că tata dumneavoastră cândva a avut un business cu domnul Clima și iată dumneavoastră ați fost părtinitor, tot nu aveți voie să vă expuneți, că așa era scris în ei. Eu nu am voie să mă expun, dar pe ce subiect s-a expus Autoritatea Națională de Integritate, actul este public, plasat pe site-ul Autorității Naționale de Integritate și de acolo este toate motivarea. Care în concluzia NIU zice că nu ce? Există conflict de interes. Deci nu era vorba de business-ul tatălui cu domnul Clima, din ce înțeleg eu. E vorba de o altă rudă cu domnul Clima. O rudă a domnului Clima și o rudă a domnului judecător ar fi avut. Da. Deci noi vorbim despre... Dacă ne uităm în sensul situației, deci cum e definit conflictul de interese, așa. Tu nu... Deci astea sunt două tipuri de interese la o anumită departare. Unul de, deci... Nu există, el în interferența acestor situații nu tranșat, sunt. Este soluția Autorității Naționale de Integritate. Aniu care spune, că nu este, eu nu știu cine putea să-l, el a fost, ei s-au autosesizat atunci la control, Aniu s-a autosesizat, dacă a fost sesizat, persoana care i-a sesizat putea să conteste mai departe actul Aniului, care dacă nu a contestat, că dacă nu a fost contestat, înseamnă că a fost de acord cu soluția Aniului, conflict de interes n-a existat. Domnul judecător, iată, pe dumneavoastră nu vă consult mari reformatori, vă consult eu.
Ce credeți dumneavoastră despre proiectul de lege privind taxa de stat? Eu vă întreb prin prisma faptului că iată, dumneavoastră, încercând să judecați o cauză, vine un avocat și spune amânare, cer amânare, cer amânare, cer amânare. Sau alții spun amânare, amânare, amânare. Este enervant probabil chestia asta că veniți la lucru și să amână vreo patru ședință și băieții, ne spun cei care încearcă să elaboreze acest proiect, să-l bage în lectura a doua, că iată băieții se folosesc de asta și astfel băgăm taxele de stat. Dacă o să vrei să amâni 300 de lei, 400 de lei în casă, 1000 de lei, nu contează cât acolo, dumneavoastră ca judecător. Și legalizează amânările? Cine să aibă bani o să-și poată... Vă întreb pe dumneavoastră, dar vreau să văd punctul de vedere a unui judecător. Eu nu știu, eu aici parcă... Eu n-aș vrea să mă expun la capitol dat ca să nu supăr autorii și inclusiv colegii care au muncit la acest proiect. Am înțeles că chiar astăzi sunt audieri la capitolul și țin, sau au fost audieri la capitolul și țin de acest proiect. Haideți să vedem versiunea finală și... Dar chiar aș prefera să nu mă expun la capitolul dat. Au făcut-o bine, cu succes, unii avocaților au făcut un comunicat foarte bun la capitolul dat. Și apropo, bănesc, din 2019, unii avocaților au reacționat prompt la fiecare provocare. Uneori reacțiile erau și înainte avocatului poporului. Și puteți citiți poziția unii avocaților, este una foarte bine argumentată. Și foarte critic. Doamna Ciubătoare, hai să spuneți dumneavoastră. Limitează accesul la justiție. Pentru cine? Pentru Aldișor? Că așa, așa ni se invocă la televizor. Nu, pentru ăștia, pentru oamenii cu resurse limitate, fiindcă există sunt mai mulți participanți la proces care pot să ceară amânarea. Este judecătorul, există o parte, există a doua parte, există avocați, reprezentanții lui. Deja, la moment, eu ca avocat, din motive care îmi sunt imputabile, eu, adică din, pur și simplu, eu nu pot să cer două amânări la rând la aceeași ședință, ar putea judecătorul să nu admită. Eu trebuie să am motive întemeiate, boală. Ok, dacă s-a îmbolnăvit avocatul, scrie pe rețelele de socializare o avocată, trebuia să nască. Avocat. Trebuie să plătească amendă pentru, trebuie să plătească taxa de stat pentru faptul că a intervenit. De regulă, uitați-vă, de regulă ședințele de judecată se fixează de către toți participanții împreună. Da? Deci judecător spune, închidem agenda și ne uităm. Data viitoare fixăm când permite agenda tuturor. Se consultă cu agenda. Există cazuri când judecătorul fixează fără să consulte agenda tuturor. Avocatul, fiind un participant profesionist, adică el toată ziua umblă prin ședință, poate să existe suprapuneri. El ce face? Plătește amendă, unde trebuie să plătească amendă? Normal că el o ședință trebuie să o amâne. Dacă, neverificând agenda lui, s-a fixat o ședință. Dacă s-a îmbolnăvit. De ce să nu fie, se amână și din cauza judecătorului? Fiindcă judecătorul se îmbolnăvește. Procurorul se îmbolnăvește. De ce trebuie penalizat doar avocatul? Asta e unul. Doi, vorbind de șmecher, da, există o tactică de apărare pe dosarele penale deseori, este tergiversarea. Ei întind până la Sfântul așteaptă, da? Pentru că așteaptă probabil între timp să schimbi situația politică. Fiindcă dosarul ușor are cât? Peste 7 ani, 8-le ani deja. Și nu a trecut nici de a doua instanță. Acolo, sigur că avocații excelează în amânări, cu ridicare excepțiilor de neconstituționalitate, cu amânări. În general, ei își iau mulți avocați și atunci dacă unul măcar din ei nu poate, atunci cere amânare. Și ei pe rând toți îmbolnăvesc, curepi. Deci asta este altceva. Doar că proiectul legii cu taxa de stat nu prevede dosarele penale. Șmecherilor care tergiversează. Noi așteptăm soluții, deci ca și societate, așteptarea noastră pe domeniul dosarelor penale, corect? Noi ne așteptăm ca în dosarele penale să nu fie tergiversări. Să avem odată și odată soluții pe caz ușor. Undeva caz ușor e un fel de emblematic dosarul pe care sunt cele mai multe amânări. Ele sunt cerute legal, pentru că legea permite acelor avocați să amâne dosarul. Deranjează opinia publică? Da, deranjează. Procedează avocații legal? Avocații procedează legal, fiindcă au posibilitatea să facă lucrul ăsta. Rezolvă legea taxei de stat aceste amânări? Nu le rezolvă. Pentru că în dosarele penale ele nu se aplică. Ele se aplică doar în cele civile și în contravenționale, îmi pare că tot nu se aplică. Civile și în contencios. În contencios vine omul cu problema lui că statul i-a încălcat un drept prin emiterea unui act administrativ.
și tu îi pui la moment, la moment adresarea în contencios administrativ este gratuită. Ori înțeleg că se încearcă dacă o să fie păstrat o taxă de stat la adresarea în contencios administrativ, ceea ce înseamnă cu oamenii cei mai mărâți care nu pot să-și permit nici avocat și vor să conteste un act al statului prin care este lezat, îi sunt lezate drepturile, va trebui să plătească, ceea ce la moment nu face. Deci, unde este problema și unde este soluția? Mie mi se pare că este o mare nepotrivire de domeniul unde este anunțat. Nu unii spune, stergiversați, noi să rezolvăm. Toată lumea subînțelege că e vorba de dosare penale. Dar în dosare penale asta nu se aplică. Să pedepsesc cine? Să pedepsesc oamenii cu resurse limitate. Sau spunem, este un reclamant, el s-a îmbolnăvit. E bolnav o perioadă îndelungată de timp. Reclamantul. Tu trebuie să-l pedepsești pe dânsul dacă el are nevoie să amâne din motive de boală. Sunt foarte multe cazuri injuste care o să apară. Cumva sunt blamați de-am la pachet cu judecătorii, sunt blamați și avocații. Toată lumea supără pe avocații în dosar ușor, că e întemeiața nu, asta e altceva. Toată lumea supără pe avocații în dosar ușor, dar îi pedepsesc pe restul avocaților din dosarele civile. De ce? Întrebarea. Cum? Unde e problema și unde e soluția care oferă această guvernare? Deci, aparent, s-ar primi că fie este o lipsă de calificare, fie este alt scop. Știți că e greu să credeți că... Este greu să credeți că s-ar primi să creeze careva instrucțiuni pentru sala de operații, de intervenții chirurgicale, cât persoane care în viața lor n-au ținut bisturiu în mână. Sau să iei lecții din not la persoanele care niciodată n-au intrat în apă, știți? Să creează impresia că e alt scop. Cu totul alt scop decât cel anunțat. E adevărat că foarte mulți dintre acești reformatori nu practică, nu merg în instanță, nu merg în procese. Eu am o replică de la doamna Olesia Stamat. Ea a spus-o totodată când i-au sărit toți în cap că dacă va fi nevoie de modificat câte ceva, o vom face până la a doua lectură și cu siguranță invităm pe toți cei care criticați să participe la dezbaterile publice pe care le vom organiza la finul ianuarie. Doamna Olesia Stamat era un reprezentant al societății civile care era extrem de sensibil la nerespectarea rigorilor de transparență în proces decizional când era în societatea civilă. Și spunea că faptul că s-a elaborat un proiect de lege, s-a pus pe site o lună, a stat o lună, două, trei, nu e suficient, fiindcă n-a fost consultat suficient societatea civilă. Că nu a avut posibilitatea toată lumea că programul era încărcat. Eu nici nu pot să imaginez ce apeluri publice semna doamna Stamati dacă era în societatea civilă privire la propria sa activitate în calitate de deputat. Deci dacă ea era nu deputat acum, dar în societatea civilă, Doamne ferește ce era să fie. Consultări între prima și a doua lectură, asta nu sunt consultări, asta când ai de făcut retușări. Când conceptul este greșit din start, tu nu repari asta între prima și a doua lectură. Deci legea spune 15 zile lucrătoare, asta sunt 3 săptămâni, cel puțin 3 săptămâni, înainte ca să ajungă în Parlament. Dar la noi se întâmplă consultările între prima și a doua lectură. Asta nu... Între prima și a doua lectură modificări de concept nu poți face. Poți face doar niște ajustări, îmbunătățiri. De asta care este scopul, de fapt? Eu nu știu, dar mie mi se pare că sub paravanul reformei justiției se întâmplă foarte multe lucruri ori inexplicabile, ori ele explicați o să vină mai târziu când o să vedem alte tunuri trase prin justiție și o să ne dăm seama că ele au fost posibile în virtutea unor modificări despre care în toată lumea înțelege care este scopul lor, de fapt. Și, sincer, eu nu cred că președintele țării participe la tot ceea ce se întâmplă în reforma justiției. Eu cred că președintele țării chiar are o anumită naivitate, sau cum se spune. Cred că este bine intenționată. Dar este foarte prost consiliat. Pentru că ori nu are consilieri, ori nu interesează, ori... Fiindcă să susții reforma justiției de maniera în care ea se desfășoară este ușor vorbind irresponsabil. Dacă te informezi, îți dai seama că nu poți susții așa ceva. Două minute mai avem. Dar am două întrebări. Legea asta Magnitsky, care vor să o aplice la noi, deși prin Comisia Situația Excepțională deja o aplic. Dacă n-ar fi situația de urgență, dumneavoastră deja ați citit-o. Sau ați văzut? Nu, domnul Paneș, ca judecător, nu știu cum să vă expuneți astfel încât după asta să nu o luați în cap. Să nu examinez.
Da. Aspecte care sunt legate de legea dată. Nu asta când ați citit, v-ați imaginat cum examinați așa un caz de genul ăsta sau cu greu v-ați imaginat? Nu știu cum să vă expuneți, pentru că parcă văd... Dați-vă să vă expun altfel. Că o să, în anul 2021, cu o săptămână până la adunarea generală a judecătorilor, atunci când judecătorii erau în campanie, că știau că peste o săptămână o să aibă adunarea, trebuie să fie votată nouă componență, ministrul justiției a ieșit într-o conferință de presă, un briefing și a anunțat că adunarea nu o să fie, s-a expediat comisiei la Veneția proiectul cu privire la evaluare externă. Și suntem în anul 2023, nu știu când o să avem adunarea generală a judecătorilor. De asta, haideți să vedem care să fie în redacția finală și judecătorii o să aplice legea. Asta e tot ce aici trebuie să facă, să aplice legea. Dacă o să aibă de aplicat ulterior ca judecător, uh-huh, are o problemă că se expune înainte. Noastră ca jurist, ca avocată. Ce credeți, legea Magnitsky? Asta e legalizarea unor abuzuri. Bine, au fost foarte mult critici și el nu se aplică, măsuri restrictive nu se aplică de către organe politice sau de către executivul statului, nu se aplică în privința propriilor cetățeni. Tu nu poți iei sancțiunile unui stat străin și să le aplici la tine în țară. La tine în țară tu ai procuratură, justiție, care dacă au comis oamenii ăștia careva încălcări, să administreze probe și să-i atragă la răspundere. Dacă nu există niciun fel de probe să impui sancțiuni, asta este sancțiunile pe care încearcă să le impună această lege, sunt echivalente cu limitarea dreptului de proprietate, înghețarea bunurilor, preluarea administrării afacerilor, retragerea licențelor de emisii. Astea sunt decizii destul de pe care, în mod normal, le pot aplica organele competente, în special instanța de judecată. Tu nu poți să lipsești dreptul de proprietate. Sechestru se aplică decât instanța de judecată. Sau se aplică pe perioadă scurtă până când intervine un act judecătoresc. Ceea ce se propune acum este lipsirea, excluderea controlului judecătoresc. De fapt, dacă vorbești atât de mult de rău justiția, atunci nu-i mai încredințezi, poți pur și simplu să decizi singur. Cui limitezi drepturile de proprietate, cui iei afacerea și începi să o administrezi tu, unde ajungem noi, credeți-mă, numai nu în stat de drept. Mie mi se pare periculos. Intenția anunțată ca de obicei este bună, dar consecințele care sunt descrise, mie mi se par, screază niște precedente pe care o să aibă de suferit, cred că deja suferă oameni care o să câștige dosare la CEDA împotriva acestui stat. Doamna Ciobotar, dumneavoastră ați citit rezoluția PCE-ului acum... Monitorizarea. Da. Mai ales... Se exclude monitorizarea. Ceea ce vizează cazul procurorului general? Eu am citit... Nu, pe domnul Stoianoglu nu am citit... Eu nu știu dacă se referă rezoluția PCE sau vă referiți la actul CEDO. La PCE? La PCE. Nu am citit partea asta, nu pot să vă comentez. Ok. Lăsăm. Pentru că cei de la PCE spun că nu li se pare normal ca activitatea procurorului general să fie evaluată în baza unei legi votate astăzi. Votată ulterior, da. Da. Și ai noștri trebuie să se conformeze sau, ca de obicei, ca la Comisia de Veneția, ei recomandare treaba lor. Mai sunt decizii, nu e o problemă. Eu înțeleg de ce nu acționează potrivit evaluării pe care au făcut-o, fiindcă asta înseamnă foarte clar. Lui deja își dau seama că este bătut șaua spre ceap calul, da, cu ce o să urmeze ulterior. După aceleași principii se creează evaluarea asta externă, după care judecătorii sunt evaluați prin niște criterii care s-au stabilit ulterior, nu? Da, dar noi, într-un fel, în concluzie, dumneavoastră credeți că noi o să ajungem să evaluăm, sau această comisie pre-vetting va ajunge să evalueze procurorii și judecătorii Curții Supreme de Justiție? Sau într-o zi eu înțeleg, se va destrama tot? S-a vehiculat pe de-o parte că aceeași componență a comisiei va evalua judecătorii la Curtea Supremă. Apropo, foarte bun subiect. Ei au spus că cu cât e mai înalt nivelul judecătorilor, cu cât ei sunt mai corupți. Pe pre-vetting o să se expună cu toate acestea, nu nivelul primelor instanțe. Nu o să meargă procedura normală la prima instanță până la ultima, având mai mult încredere în prima instanță, judecătorii lucrează mai puțin timp, sunt mai puțin corupt, mai puțin... Probabil, da? Așa. Da, dar se dă în competența direct și exclusiv a Curții Supreme, pe care tot ei i-au anunțat că voi o să treceți vetting, iar președintele țării a zis că băgați seama, încercați să luați decizii cu care noi nu suntem de acord, că o să vedeți voi cum o să zburați la vetting și pre-vetting. Cum credeți? Câte libertate și independență au la moment judecătorii? Tot respect față de toți judecătorii în funcție, eu nu pot să mă dau cu părerea despre niciun fel de magistrat, mai ales având calitatea de avocat. Dar
retoric vorbind, cât independent simt magistrații Curții Supreme de Justiție la moment, știind că sunt amenințați că dacă nu sunt de acord cumva cu politica de stat, s-ar putea să suporte repercusiuni la vetting. Deci, poate va fi această comisie, s-a spus că o să fie o altă comisie, fiindcă această comisie încă de pre-vetting a evaluat deocamdată 24 de candidați judecători, dar mai sunt din rândul non-judecătorilor de la societatea civilă. Pe urmă, mai este CSP-ul, de care nici nu s-au apucat. Mai sunt și organele specializate pe lângă CSM și CSP. Adică, de fapt, timp de un an, sau mai, da, mai mult, deja mai mult de un an se evaluează 24 de candidați din în jur de 100. Cum ei au spus că le-au extins mandatul până în iunie și ei o să reușească încă în 4-5 luni se evaluează încă 3 pătrimi din comparativ cu numărul pe care l-au evaluat până acum, nu știu. Ori să aplice alt tip de standarde, ori nu îi vor verifica la fel de riguros, sau o să comisia de prevedere că o să mai lucreze încă 4 ani. Domnul Paniș. Dacă vrem calitate, cum zice domnul Litvinenko. Nu am încheiat emisiunea, dar dumneavoastră, dacă eu poate nu v-am întrebat ceva și ați vrut să lăsați un mesaj, aveți tot ocazia. Dacă nu, mergem pe casă să bem câte o cafea. Mergem pe casă să bem câte o cafea, așteptăm hotărârile Comisiei Privating și după asta cred că o să avem posibilitatea să expunem mai multe mesaje. Am înțeles. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi în emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.